Asigurați-vă că faceți acest exercițiu atunci când nu conduceți un autovehicul și nici atunci când lucrați cu utilaje. Să onorăm iubirea divină la nivelul chakrei a patra. Chakra inimii, cea de-a patra chakra, este considerată centrul iubirii, legătura dintre cele trei chakre de sub ea și cele trei de deasupra, zona în care dimensiunea fizică se întâlnește cu cea spirituală. Ea este localizată în centrul pieptului și include inima, plexul cardiac, glanda timus, plămânii și pieptul. Denumirea sa în sanscrită este Anahata și înseamnă nevătămat, în sensul că, dincolo de rănile și suferința experiențelor trecute, există acest loc spiritual și pur, în care nu există durere. Culoarea corespondentă este verde smarald și adesea este învăluită în culoarea roz. Închide ochii, respira adânc și dă voie mușchilor să se relaxeze. Cu fiecare inspirație și cu fiecare expirație, dă voie corpului tău să se relaxeze complet. Scanează-ți corpul și observă părțile care au rămas tensionate. Relaxează-le în mod conștient acum, știind că în timpul acestui exercițiu, corpul va continua să ți se relaxeze cu fiecare respirație pe care o faci. Relaxează-ți umerii și simte cum relaxarea îți curge în zona pieptului. Ea îți cuprinde acum întregul piept, inima și plămânii. Îndreaptă-ți ușor spatele și simte cum relaxarea se extinde în toată partea de sus a corpului tău, aducând aici o magnifică culoare roz cu orice tente apare, pal sau închis, diafan sau intens. Lasă flacăra roz a iubirii divine să-ți cuprindă pieptul și întreaga ființă. Simte-te inundat de generozitatea iubirii, de dăruire, compasiune și iertare, în timp ce îți duci atenția rând pe rând pe fiecare dintre punctele energetice sugerate, rămânând într-o stare profundă de relaxare. Început sprânceană. Acum și în fiecare clipă mă accept cel care sunt, exact așa cum sunt. Coada ochiului. Acum și în fiecare clipă, cel mai important pentru mine e să mă simt bine în pielea mea. Sub ochi. Acum, cel mai important este să îmi aduc iubire. Chiar dacă sunt trist sau nervos, aleg să mă iubesc acceptând emoțiile pe care le simt. Sub nas. Acum și în fiecare clipă, sunt prietenul meu cel mai bun. Bărbie. Toată iubirea există deja în inima mea. Clavicula. Sunt în siguranță să o simt și o las să pătrundă în viața mea. Sub braț. Mă iubesc și mă accept exact așa cum sunt. Sub piept. Îmi deschid inima și îi accept pe ceilalți așa cum sunt ei. Încheieturi mei. Aleg să fiu în unime cu toate ființele, văzute și nevăzute, în iubire și lumină. Vârful capului. Ancorez în inima mea adevărul, iubirea și grația divină.
început sprânceană. Iubirea mă deschide și mă vindecă. Coada ochiului. Iert întregul trecut și eliberez durerea, fricile și îndoielile. Sub ochi. Sunt pace și sunt iubire. Sub nas. Sunt lumină și luminez. Bărbie. Îmi urmez dorințele inimii în adevăr și bunătate. Clavicule. Nimic în afara iubirii nu poate atinge sufletul inimii mele. Supra. Iubirea curge prin mine și mă conectează la sursa vieții. Sub piept. Bucuria este rațiunea vieții mele. Încheieturi mâini. Caut bucuria în mine și o văd în tot ce mă înconjoară. Vârful capului. Sunt încântat să împărtășesc din iubirea și bucuria mea. Și chiar așa și este. Respira adânc, relaxează-te și când ești gata, deschide ochii și bucură-te de minunăția numită viață.